Numele meu este Mihaila Andreea și sunt asistent medical generalist la Centrul Medical la Terapie. În cadrul cabinetului, împreună cu medicii noștri specialiști, în chirurgia estetică efectuăm terapii minim invazive. Acidul hialuronic este un filler care asigură rezultate imediate prin creșterea volumului acolo unde este injectat, de exemplu pentru corecția ridurilor sau așanțurilor, pentru mărirea de volum a buzelor, pomeților, conturarea feței, tratamentul cearcănelor. Este un tratament minim invaziv, rezultate rapide și de durată, nu necesită o perioadă de recuperare. Botoxul Tratamentul cu toxina botulitică este cea mai populară procedură din dermatologie estetică, datorită efectului spectaculos, fără necesitatea unui timp de recuperare. Acest tratament se efectuează în scopul corectării ridurilor dinamice de la nivelul feței. La injectarea cu toxina botulitică răspund cel mai bine ridurile care apar la nivelul frunții, ridurile dintre sprâncene, ridurile din colțul ochiului. Tratamentul este o intervenție eficientă și sigură, care se adresează atât femeilor cât și bărbaților, poate fi asociat cu alte metode de tratament pentru înlăturarea ridurilor, cum ar fi fire PDO, terapia vampir, mezoterapie. Terapia vampir sau PRP este o metodă de tratament revoluționară care reîntinerește pielea și reface structura ei cu ajutorul propriilor celule. Se recoltează o cantitate mică de sânge venos, care, prin centrifugare, duce la separarea trombocitelor, rezultând o plasmă bogată. Plasma obținută se injectează la nivelul zonei dorite cu un ac foarte fin. Tratamentul este ideal pentru întinerirea și regenerarea pielii, diminuarea ridurilor fine, reducerea fermității și îmbunătățirea calității pielii de la nivelul gâtului, decolteului și al mâinilor cicatrici postacnee, vergeturi sau plăgi recente, prevenirea și tratarea căderii părului. Activează celulele STEM, stimulează fibroblastele, accelerează procesul de regenerare tisulară, susține procesul de angiogeneză, îmbunătățirea tonusului și al texturii cutanate, se produc continuu în decursul a două săptămâni de la injectare. Pentru consolidarea rezultatelor se recomandă efectuarea a patru ședințe la interval de 3-6 săptămâni. Mezoterapia este una din cele mai recente și eficiente metode de întinerire utilizată pentru rejuvenarea facială. Procedura implică infuzarea în piele a unor cocktailuri de vitamine, minerale, aminoacizi și coenzime. Rejuvenare facială intensivă menține elasticitatea și rezistența pielii. Mezoterapia este folosită pentru a restabili fermitatea și a da volum în zone cum ar fi față, ochi, gât și decolteu. La Centrul Medical Aserterapie folosim dispozitive de ultimă generație și cele mai performante produse pentru maximizarea rezultatelor.